Bună dimineața! Vântul, gerul și temperaturile scăzute din această perioadă sunt factori care duc la crăparea buzelor. Dacă nu ești genul care să poarte în geantă tot timpul un balzam de buze, poți oricând să urmezi un tratament naturist. Mierea îndepărtează celulele moarte. Unul dintre cele mai eficiente remedii pentru tratarea buzelor crăpate este mierea aplicată pe suprafața buzelor, lăsată timp de 15 minute și curățată cu ajutorul unei dischete demachiante, îmbibate cu apă călduță. Acest proces ajută la eliminarea celulelor moarte de pe suprafața buzelor și la hrănirea în profunzime a acestora. Pentru eficiență maximă, amestecă în proporție egală miere cu ulei de măsline. Aplică și lasă să acționeze un sfert de oră, după care îndepărtezi compoziția cu ajutorul unui prosop sau a unei periuțe de dinți prin masaj blând. Masca din lapte și gălbenuș de ou. Un alt remediu contra buzelor uscate este masca pe bază de lapte și gălbenuș de ou. Mod de preparare: se înmoaie o bucățică de pâine neagră într-o ceașcă de lapte fierbinte. Se adaugă 20 de grame de miere, un gălbenuș de ou și 3 picături de vitamina A. Acest amestec se aplică pe buze și este lăsat să acționeze timp de 20 de minute, după care este îndepărtat cu apă călduță. Fă-ți o cremă de exfoliere pe bază de bicarbonat. Un sfat important este să ne facem propria cremă de exfoliere pentru îndepărtarea celulelor moarte și a pielii uscate. Acesta este foarte simplu de realizat și ai nevoie de o linguriță de zahăr, o linguriță de bicarbonat de sodiu, jumătate de linguriță de ulei de măsline și jumătate de linguriță de apă. Fiecare ingredient în parte are rolul său benefic asupra buzelor și anume, zahărul ajută la exfoliere și reîmprospătarea buzelor. Bicarbonatul formează o spumă de curățare, iar uleiul de măsline hidratează în profunzime buzele, făcându-le moi și irezistibile. Nemuritoarea cremă de gălbenele. Atunci când ai o problemă de piele, gălbenelele sunt soluția oferită din Moș Strămoș. Buzele crăpate își găsesc nașul dacă aplicăm în fiecare dimineață și seară, timp de măcar o săptămână, miraculoasa cremă de gălbenele, în strat generos. Aceste metode vă ajută la cicatrizarea și hidratarea pielii sensibile a buzelor, redându-le din nou frumusețea. Aveți grijă de dumneavoastră! Sănătate vă doresc, numai bine!